În 2003 au fost introduse formele familiare și populare taică-meu, taică-tău, taică-său, taică-miu, taică-tu, taică-su, tatsu, taxu, tasu și tatu, tactu. Aceste structuri sunt utilizate cu precădere în registrul oral, dar scrierea lor poate pune probleme chiar și utilizatorilor mai experimentați ai limbii române. Bou și vacă? Au două sensuri. Au un sens propriu al animalului care stă în grajd și un sens figurat. Acum n-aș vrea să folosesc sensul figurat. Uite, și dobitoc, de la dobitoc în sensul de animal, a devenit dobitoc, jignire, adică mă înșer, ești cam idiot, ca să mă exprim destul de neelegant, zic eu. Deci, noi în continuu negociem sensurile cuvintelor pe care le folosim și le negociem în funcție de sensul lor propriu, dar actualizând în continuu și sensurile lor figurate. Într-adevăr, în limba română, când spui vacă, nu poți să te gândești numai și numai la animalul care paște liniștit pe pajiște, da, că mai paște, că de obicei stă într-un grajd împreună cu suratele ei și ne dă lapte și, mă rog, din care facem produse lactate. Ne gândim, bineînțeles, și la jignirea pe care o poți aduce unei femei care să spunem că, nu știu, e mai... Nu știu, deci, ce înseamnă o femeie care e vacă, din punctul tău de vedere, dacă... Din punctul meu de vedere, în limba română, aceasta este o jignire clasică. De ce? Că vaca dă lapte. Pentru că așa s-a... Deci, pentru că sensul cuvântului, când ajunge în acest context, nu e niciodată unul fericit. Adică nu e totdeauna un sens peorativ. Așa s-a negociat, să spun așa, în istoria limbii, acest sens figurat la nivelul societății, între vorbitori. Adică, nu știu, dar când îi spui unei femei că merge ca o căprioară, atunci întotdeauna actualizezi un sens pozitiv. Adică sunt cuvinte, sunt sensuri negociate de-a lungul timpului într-o limbă care practic au intrat și în dicționare și pe care vorbitorii le știu ca atare. Asta înseamnă, de fapt, competență lingvistică, să știi când un cuvânt este folosit în sensul lui corect într-un anumit context. Pentru că dacă spun, vai ce bune sunt vacile pentru alimentația noastră, să spun așa, acolo e totdeauna un sens pozitiv. Eu nu mă refer la animalul respectiv ca la ceva negativ. În momentul în care însă ajung să-i spun unei femei că e vacă, actualizez întotdeauna un sens peiorativ. Deși îl aud mai tot timpul pe ca și folosit aiurea, l-am auzit de curând și în graiul mai mult cum vorbit prin părțile Clujului și mi-am dat seama că parcă nu m-a deranjat așa mult. Eu mă gândesc la ca și ca la un învingător deja. Ca și pacient, ca și om, ca și... Nu-i corect. Ca și pacient. Ești în calitate de pacient, ca om și mai departe. Dar atât de mult se folosește, atât de... să spun, apăsătoare a fost umbra cacofoniei asupra lui K. Și așa s-a ajuns ca o greșeală enervantă să repare una închipuită și să devină deja regulă și când nu mai rost de nicio cacofonie. Încât această utilizare a lui K și, care mai are o utilizare corectă, el ca și tine știe la fel de bine că nu se spune ca și pacient. Da, acolo e utilizat corect. Deci acest ca și a învins până la urmă. Nu știu de ce, limbile naturale au și aceste capricii de a face din greșeală normă până la urmă. Oricum, mi se pare mie cacofonia s-a cam retras discretă din peisaj, de parcă nici o stroi n-a mâncat și nicio vină nu poartă pentru acest ca și folosit aiurea. De ce se întâmplă? Nu știu, revin din nou la limbile noastre romanice, care practic sunt privite din perspectiva limbii latine, o colecție de greșeli. Dar să nu spui niciodată, știți cum e.